marcă ultimul drum pe soacra mea, mama 10 copii, dintre care a avut câte 2 gemeni de 2 ori. Copii au plecat din medicie 3, mai sunt 7. Nepot, trănepot, curtea plină, 98 de ani. Ce sunt anii aceștia față de veșnicie? Ca o picătură de apă de la ploaie sau o picătură de apă fără un, față de un ocean. Eu sunt nimica toată. Și am spus, bă, dar a trăit. A trăit pentru că acestea au fost zilele pe care le-a dat Dumnezeu. Ne rugăm pentru semenii noștri, nu numai aici, pentru că planeta. Înainte a intra în subiect, am să fac o mică introducere. Ne aducem aminte cu toții când între țări, când erau războaie, se luau prizonieri și de acolo, și de acolo. Se făceau schimburi de prizonieri, cu anumite condiții. Acum s-au petrecut între America și Federația Rusă. Acum se întâmplă între Federația Rusă și Ucraina. Noi am fost robi ai păcatului, pentru că așa ne-a plăcut viața aceasta. Robi păcatului ai neascultării în Dumnezeu. Și a fost nevoie ca pe noi să te salveze de la moartea veșnică și de la mai fi robi ai păcatului, a dat pe Domnul Hristos la moarte pentru păcatele noastre. Și este o cântare, aici suntem puțini, o cântare, milioane de oameni așteaptă să vină Iisus pe acela și pe cruce în lume viața a adus. Ce suntem noi? Suntem puțini, dar acolo unde ne găsim, în casele noastre, în familiile noastre, pe stradă, știm că Dumnezeu cunoaște inimile noastre. Mintea omului atât de ingenioasă, n-am știut, avem un ATM-ul la BRD care citește datele după factură, îți dă o chitanță câte pe el și bași banii, nu e nevoie să iei câte o bancnotă, îi bași tot, citește datele și îți dă chitanța pe valoarea respectivă. Ce a ajuns mintea omului atât de ingenioasă? Un microchip poate să citească toate datele, dar datele noastre personale, CNP-ul știe, îl știm noi. ADN-ul nostru spiritual, cine îl știe? Dumnezeu, care a creat cerurile, pământul și marea. Slăviți să fie numele Domnului! Ioan, capitolul 20, versetul 19. Iisus se arată ucenicilor. Aceasta după, s-a întâmplat după o săptămână după învierea Domnului Hristos. În seara aceea, zile cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunat ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, un cuvânt frumos. Cine dorește pace? Cine dorește o liniște? Nu a trupului, a sufletului. O pace, o bucurie, o liniște pe care dorim cu toții să o avem. Și atunci când vine pacea lui Dumnezeu, întrece orice pricepere și ne dă o liniște, o înfălcărare a dorinței noastre de a sluji și de a vedea pe Dumnezeu în veșnicie. Și după ce ați aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, pentru că nu erau convinși. Oare tu, Doamne, ai înviat? Dar am mers și am văzut mormântul, era gol. Și îngerii i-au înștiințat. De ce căutați pe cel ce este viu între cei morți? A înviat. Duceți-vă și vă veți întâlni în cutare loc. După ce ați aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Noi nu l-am văzut. Dar știm că El a existat. Există și locurile în veșnicie. A spus într-o împrejurare, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care mi-ai dat tu, să vadă slava mea, slava pe care o aveam la tine înainte de întemerea lumii, înainte de a fi universul, înainte de a fi pământul, înainte de a fi orice, vedem, gândim și subestimăm ceea ce există în universul acesta mare. Iisus le-a zis din nou, pace vouă! Mă temesc pe mine Tatăl, așa vă temesc și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce veți ierta păcate vor fi iertate și celor ce veți ținea vor fi ținute. Toma, zicea unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis, răspuns, dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta sa, nu voi crede, în coasta lui nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, personal, adu degetul în coace și uite-te la mâinile mele și a adus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus
Este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Momente de bucurie. Momente, am putea spune, și dificile, pentru că erau închiși într-o cameră, încuiați de șine de frica iudeilor. Acelor care erau din același neam, dar care erau necredincioși. Noi nu mai e nevoie să fim ușile cu ușa încuiată. Cele care ar veni, domnule, ăștia sunt. S-a întâmplat cu multe zeci de ani în urmă, când într-o adunare, nu știu în ce țară, dar am citit lucrul acesta, nu mai mi-aduc așa aminte bine, a venit o persoană și a spus, cine vrea să scape viața pe pământ, se iasă afară. Cine vrea să trăiască pentru veșnicie, să rămână înăuntru. Și au început să iasă. Câte unul, frica de autorități. Dar frica de Dumnezeu nu le-a fost, a pierdut-o. Și a ieșit câte unul, doi, trei, cinci, zece. Și au mai rămas destul de mulți în adunare, că era sala mare. Acum spune, încuiați ușa. Oare zice, bă, ce se încuie ușa? Înseamnă că băi, mă celărește, e o mare. Nu! Omul acesta era credincios. Și a vrut să vadă cât sunt pe calea Domnului, cu adevărat. Cui slujești lui Dumnezeu? Păi slujești lui Dumnezeu? Nu, îmi slujești mie, pentru că eu îmi dau tot acordul, tot aportul, ca să-L văd pe Dumnezeu și să-L prezint cu viața mea. Dumnezeu nu are nevoie de mine să-i arăt niște lucrări fantastice, pentru că cunoaște gândurile, cunoaște vorbele, cunoaște inima mea, cunoaște totul, fără să-i spună lui. Și atunci a spus, frații mei și surorile mele, sunt ca și dumneavoastră, copilul Dumnezeu. Vreau ca de acum încolo să fim o biserică. Și să nu-i fie treabă de Dumnezeu, de autorități, să ne fie frică de Dumnezeu, de autorități. Autoritățile ne ia viața trupească, dar viața veșnică nu ne poate lua. Sufletul nostru ne-l ia Dumnezeu, care ne-l-a dat cu multe zeci de ani în urmă și vrea să-l dăm înapoi așa cum ne-l-a dat. Cum? Curat. Oamenii aceștia erau adunați acolo cu multă bucurie și se întrebau unii pe alții, puneau întrebări și puneau și răspunsuri. Dar cum acest Iisus, care nu am crezut în El, l-am văzut, am mâncat cu El împreună, ne-am ținut de mână, s-a rugat pentru noi și am fost împreună cu El atâtea 3 ani și ceva. Și acum să moară, n-au știut scopul Lui, că El venise să moară pentru omenire, pentru treaga suflare de oameni și pentru Solomon, care nu mai era, dar în primul rând să moară pentru Pilat, pentru Irod, pentru noi, pentru fiecare în parte. De ce? Acesta este planul lui Dumnezeu, să moară pentru orice persoană în parte. Și iată ce spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, spune că nimeni altul nu este mântuire, că nu este suficient nici al nume, dar oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Mântuire. Ce e aceea mântuire? Salvare, eliberare de sub puterea păcatului, de sub puterea satanei. Să nu mai slujim lui, ci să slujim lui Dumnezeu. Ne cer o slujbă mare, o slujbă puternică, ne bagă la un juc cu animalele? Nu! Noi suntem copiii săi, suntem servii lui, suntem copiii lui, ce nu-ți bate joc de copiii lui. Așa cum ne bătem nici noi joc de copiii noștri. Cu toate că îi mai certăm, îi mai luăm o leacă la mustruleală. Dar Dumnezeu știe că suntem țărână. Și a venit în mijlocul lor și a spus, pace vouă! Doamne, dar cine ești tu? Păi, l-au văzut, nu mai pute întrebări. L-au văzut, au discutat, au vorbit și a plecat. De ce? Nu putea să rămână urmă cu ei. Locul era pentru veșnicie. Și spune că după câteva zile, din același motiv de strângere la oaltă, frați și surori, a venit și Toma și a spus, am văzut pe Domnul. Nu cred. Dar înainte, cu câteva zile, Domnul Hristos a spus așa, mă duc să vă pregătesc un loc. Și știi și care a intrat acolo? Și Toma a spus, Doamne, dar nu știm care a intrat acolo. Eu sunt calea, adevărul și viața. Iată ce întrebare a pus Toma și a primit răspunsul. Pentru noi este valabilă acel verset. El este calea, adevărul și viața pentru orice suflet care se întoarce la Dumnezeu. Fie bătrân, fie tânăr, fie copil, fie neștiutor, fie cu carte multă. Drumul spre cer este prin Domnul Hristos. Mulți au pătat să ocolească crucea de la Golgota, dar au ajuns unde? Fără un drum precis în viață. Și când am întâlnit cu Dumnezeu, du-te de la mine. Știm unde. Sunt două locuri, spunea cineva la mormântare, la mama soacră, sunt două porci, două drumuri și doi stăpâni. Păi slujim. Să ne închidem în Dumnezeu care și-a pedepsit pe propriul lui fiu, ca noi să căpătăm iertarea, să căpătăm mântuirea. Atunci când el era pe cruce și spunea, Tată, iată că nu știu ce fac, un nor aveți acoperit cerul, soarele. Atâta durere a fost pe sufletul lui Dumnezeu când a știut că noi, oamenii păcătoși,
am dat cu biciul, cu vorbe, cu fapte, murdare în cine? În Fiul Lui. Și atât de mult le-a iubit Dumnezeu încât și-a pierdut propriul Lui Fiu, din dragoste. Și această dragoste nu poate fi cunoscută decât atunci când venim la crucea de la Golgota și spunem: Doamne, ce sunt eu? Un mare păcător înaintea Ta, dar Tu ți-ai pierdut propriul Său Fiu pentru ca eu să fiu salvat și împăcat cu Tine. Și ce le spune Domnul Hristos? Vă ce-a vorbit cu ei, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Unde? În lume. Să vestiți Evanghelia păcii. Și spune, luați Duh Sfânt. Ei care nu știu ce e la Duh Sfânt. Este a treia persoană în divinitate, face parte din Trinitate, din Dumnezeire și poate să facă lucruri mărețe, lucruri frumoase. Pentru că Domnul Hristos a plecat acasă și a trimis Duhul Sfânt să umple întreg pământul și orice persoană care se întoarce la Dumnezeu primește botezul cu Duhul Sfânt. Toma nu era cu ei când a venit Domnul Hristos. Că ceilalți i-au prima dată. Și Toma zicea mulți ce duie, nu era cu ei când a venit Iisus. Și ceilalți ucenici i-au zis, deci am văzut pe Domnul. A spus și eu repet, noi n-am văzut pe Domnul. Dar vedem aici, în Scriptură, până să mă întorc la Dumnezeu, nu știam. Mă uitam la icoană, la nu știu ce, mă încenam, făceam ca așa învățase de la părinți. Dar a venit ziua cu multă bucurie, cu mult respect față de cuvântul Dumnezeu, când Dumnezeu mi s-a descoperit așa cum este El. Viu, netrădător, cum suntem noi oamenii, binevoitori, primitori de suflete pierdute și împăcate cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și după 8 zile avem din nou Domnul Hristos în mijlocul adunării unde era și Toma. Și spune Toma, dacă nu voi vedea mâinile Lui, urma de la piroaie, nu voi crede. Și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui și mâinile Lui, nu voi crede. Oare mai sunt oameni și astăzi? Sunt destui. Sunt. Dacă le pui întrebări, uitați-vă dumneavoastră câte cântări s-au scris. A scris o cântare Domnul Hristos? Nu. Dar despre El, miliarde și miliarde de suflete au compus cântări și se cânte pe toate meridianele globului. De ce? Respectul pentru adevăratul Dumnezeu, respectul pentru Domnul Hristos care a murit din dragoste, pentru respect, pentru ca noi să fim salvați și împăcați cu El. În vremea aceea erau ușile încuiate și tot din frică și respect pentru cuvântul Domnului, era și Toma. Tomo, l-am văzut pe Domnul, nu se poate. De ce vor să arăta mai vouă? Păi da, cei ce au mers la mormânt, Petru și Ioan, când au văzut mormântul gol și îngerii, de ce căutați pe Cel ce este viu între cei morți? L-a văzut și Maria Magdalena, Maria care a fost vindecată de acele păcate tămăditoare, obositoare pentru sufletul ei, a izbăvit-o de sub puterea satanei. Ea a fost prima persoană care l-a văzut la mormânt și nu știa că El. Atât de schimbat era fața Lui, atât de strălucitoare și în veșminte, poate că au fost veșminte divine. Marie, de ce plângi? A luat pe Domnul meu. Să ne ferească Dumnezeu să nu ne răpească cineva și pe Domnul în viețile noastre, ci să rămâne statorici pe calea aceasta și să avem totdeauna cu El, când plecăm de acasă, când plecăm pe drum, indiferent cu orice milă de transport, El să ne călăuzească pașii și atunci când povara este mai grea, știm că El ne ia în brațe. Am avut copii mici și când plecau ții pe picioare și oboseau, se lăta mâinile să luăm în brațe. Cresc un cățel acasă de mic, de vreo 7-80 ani, era cât Paris vreodată un kilogram. Și acum nu mănâncă decât din mână. Și până să mănânce așa printre altele, până îi dau să mănânce, bagă capul sub mână, să-i fac masaj. L-am învățat la prostii. Să-i fac masaj și mai iau leacă, și când pielea așa ca să se trosnește. Vrea să mă muște. Trebuie să-l las. Nu mănâncă decât când sunt eu. Îi dă nevastă să mănânce, nu mănâncă. De ce? S-a învățat cu mine. Mi-e drag de El. Dar dragostea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. El ne-a iubit și ne iubește fără condiții. Nu mai se băgăm mâna pe sub cap, pe sub mână să ne facă masaj. Nu, ne iubește pentru că așa e statura Lui, așa este statutul Lui de Dumnezeu care ne iubește. Și atunci avem Domnul Hristos când era Toma. Tomo, s-a uitat la El. Domne, s-a spăimântat Toma, poate cumva ceva s-a îngrozit, s-a spăimântat, un pic de teamă. Necredința lui a devenit realitate, adică credință. Tomo, adu-ți mâna ta și pun-o în coasta mea și în degetele mele. Și nu fi necredincios, ci fi credincios. Și el spune Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, m-a lăsat fără cuvinte, aproape și glasul mi-a pierit când te văd pe tine în persoană îmbrăcat așa cum ești. Câți oameni au fost pe pământul acesta care au iubit pe Dumnezeu și îl iubesc și astăzi. De aceea cântarea aceea, milioane de oameni așteaptă să vină Iisus. Noi suntem mai puțini, câte avem? 8 persoane, nu? 8. Dar câte sunt pe întreaga planetă?
Cât au fost ieri, alaltări, cât sunt în acest nu anturaj, în această lucrare de izbăvire, de mărturie, de a explica cum Dumnezeu pe întreaga planetă. Unii riscă viețile ca să ducă mesajul până la marginile pământului. Avem un nord, un om la nord, parcă vine, nu? La nord. Ne rugăm pentru el. Pentru că deja știi pe cine vorba. Deja a intrat într-o agitație după două luni și ceva de zile, a crezut că sterge Ucraina de pe hartă. Și am auzit de la cineva care, cum se numește, Parkinson. Deci boala aceasta lui începe să-i strice trupul, să-l deformeze sau să-l agite, să facă în așa fel, încât să... Doamne, Tu știi cum să lucrezi. Poate și n-am avut frică de vecini, de dușmani, de lupi, de urși, de alte animale. Dar să ne fie frică mai mult de Dumnezeu, care poate să spele păcatele noastre și care vrea cu toată dorința, iar noi întoarcem spatele. De ce? Nu vrem să-L slujim pe Dumnezeu? Întâlnim oameni la tot pasul. Dar ce? Vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Ce e viața? Un abur, o frunză care cade din copac, o plimbă vântul de colo-colo și când cade la pământ, ea putrezește. Așa este omul. Zilele lui sunt numărate, de la prima zi până la ultima zi a vieții sale. Plecăm și noi într-o zi, în curând vom pleca, nu știm când. Pot să vă spun sincer, de multe ori mi-e dor de fratele Rotaru. Nu că mă punea la amvon, nu, dar era fratele meu de credință. Plăcea de el, era din acela stat cu nevastă mea, care a murit. Oameni care au știut să iubească pe Dumnezeu cu sinceritate, cu inima deschisă, pentru că aceasta ne leagă pe noi, sângele de pe dealul Golgotei. În antichitate, în trecut, pentru păcate, oamenii trebuia să aducă o jerpă, un miel, un iet, și păcatele punea mâna pe capul animalului, curgea sângele și prin credința în sângele acela care curgea animalul nevinovat, îi se ștergea păcatul omului. Rămânea păcatul? Rămânea. Rămânea. Pentru că a doua zi păcătuia iar. Eu nu sunt pedepsit, pedepsesc animalul acela nevinovat. Astăzi avem același miel, nu mielul care merge în patru picioare, mielul Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii și ne-a izbăvit de sub puterea satanei. O putere pe care nu putem înțelege. Dragostea lui Dumnezeu este mai adâncă decât oceanul și mai adâncă decât cerul. Dacă vrei să cunoști pe Dumnezeu cu rațiunea, cu gândirea, exact cum ai vrea cu un binocul să cuprind universul întreg, el este prea mic pentru această lucrare. Ca să putem să înțelegem mai bine pe Dumnezeu, să mergem să ne coborâm unde? În staul din Betlehemul Iudeii. Să-L vedem acolo pe Dumnezeu întrupat într-un copilaș. Și primul mesaj, prima științare care a făcut-o îngerii a fost către păstorii aceia, către ciobani. Asta în cetatea lui David mi s-a născut Mântuitor care este Hristos Domnul. Ce bucurie! Ce mesaj frumos! Ce mesaj care druncină inimile, copleșește întreaga natură, copleșește întreaga ființă. Știți cum e viața noastră? Mai mult, cu mulți ani în urmă a plouat, bă, mi se zice că nu mă înșel, vreo două sau trei săptămâni atât de mult a plouat, încât puține ore care erau fără ploaie și a turnat. Așa e, și după ce a terminat ploaia, a venit soarele acesta frumos care a încălzit pământul, a încălzit plantele și ne-a făcut să ne bucurăm și noi. Așa este viața omului pe pământ. Cu necazuri, cu bucurii intermediare, une și altele, dar vine ziua când vom pleca de pe pământ și vom sta în fața lui Dumnezeu plin de pace, plin de bucurie, cu încredere că El știe că am fost pe pământul acesta un punct de țărână în care a pus suflare. E o cântare, întoarce-te la Tău Creator, acum cât ești singur, se poate ușor. Deci viața aceasta se duce în zbor și tu te vei duce ca un nor cu acei care trec în țărână. Până când? Găleata la fântână, fără apă ea o să rămână, până când migdalul nu florește, vinoat și se pocăiește. Adică în sensul că atunci când scoți apă din put, are o cine o folosi. Mișcă roata aceea și scoate cu găleata apă din put. Și atunci când persoana respectivă, eu sau altul, pleacă de pe pământ, găleata aceea se usucă, mai ales dacă e din lemn, cum erau dată ciuturile alea, sau citurul, nu se numeau, citură. Din stejar sau brad, din stejar nu, că e aretanin. Din brad, ce ușoară, scotea apă. Știi, și scotea apă din puțul acela tare, bună și rece. Noi bem din izvorul veniciei, noi bem din Domnul Hristos această apă cu esență pozitivă, cu această apă tămăduitoare, care și femeia de la Samaria, iar dă-mi această apă vie, să o beau și eu, pentru că aceasta este cuvântul Dumnezeu.
Și atunci când nu mai e nimeni, proprietarul puțului a murit, citura rămâne uscată și se vede ce a plecat acela în veșnicie. Până când, deja perii ne-au albit, vedem de la o zi la alta și puterele să înceapă să nu ne lasă. Simt lucrul acesta. Asta e. Fiecare avem o viață de trăit, fiecare avem de dus o cruce, o povară și viața noastră atârnă de noi în prezența lui Dumnezeu. Până atunci, ne dă Dumnezeu putere, înțelepciune, ca tot ceea ce facem cu dragoste, cu respect, pentru ca numele lui Dumnezeu să nu fie călcat în picioare. Mai greșim! Am o vorba mea, cine nu muncește, nu greșește. Cine nu vorbește, nu greșește. Dar noi lucrăm, greșim. Vorbim, greșim. Facem ceva, greșim. Dar avem un stăpân care ne vrea toată viața împreună cu el, ca să-l avem atât aici cât și veșnicie. De aceea ne rugăm pentru frații noștri, surorile noastre, care sunt prezente, care nu sunt prezente, oriunde s-ar găsi ele, pe întreaga planetă. Ne rugăm și pentru Putin al nostru, că și el are un suflet care nu vrea să-l predea lui Dumnezeu. Spuneam într-o zi, acum câteva zile, că ei vor merge în rai. Bine, asta o zica la lor. Și restul vor merge în iad. Cum omori tu suflete nevinovate, îl trimiți pe prom ca să lupte frate cu frate și spui că tu vei merge în rai. Dumnezeu deschide mintea, deschide inima, se poate că raiul este acolo sus. Două locuri, cu Dumnezeu, fără Dumnezeu. Până atunci, să stărim în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dea putere ca tot ce facem, facem cu dragoste, cu respect, cu bucurie, pentru că nădejdea noastră este în Dumnezeu. Amin.